Bună seara tuturor! De fiecare dată mă bucur la aceste interviuri să iau informația cea mai caldă de la cel mai important om din această frumoasă aniversare, 31 de ani, topul național al firmelor, Silviu Costa, domnul președinte al Camerei de Comerț și Industrie, ca de fiecare dată ne dă vibe-ul. Am zis vibe-ul așa mai... Da, vibe-ul cred că l-au dat firmele din Brașov, îl dau în fiecare an. Și îl dau destul de bine, de exemplu și anul 2023, despre el vorbim astăzi. Firmele din Brașov au avut o creștere economică sau mediu de afaceri sau cifra de afaceri sau produsul intern brut al județului Brașov a crescut cu 7%. E un lucru foarte, foarte important, o subliniez, pentru că în rest media națională este pe la 2,83, deci ne situăm cu mult deasupra mediei naționale. Și asta datorată mediului de afaceri din Brașov și sper mică parte și Camerei de Comerț și Industrie din Brașov, colaboratorul lor pe toate proiectele pe care le au. Ca de fiecare dată, proiectele care s-au derulat în anul acesta au adus firmelor ceva încredere în ceea ce s-a întâmplat. Sunt sigur că și această clasare a lor în cei 7% despre care discutăm a ajutat enorm de mult în a prinde încredere pe anul viitor. Cum credeți că va decurge anul viitor? Am avut, cred că, și firme care au plecat din Brașov, vor fi înlocuite, deja sunt oameni care sunt interesați, afaceri care au plecat, afaceri noi care vor veni. Așteptăm tot timpul afaceri noi. Faptul că la Brașov firmele realizează un profit și au o creștere și caută tot timpul oameni de forță de muncă, de resursă umană și găsesc, pentru că avem aici cea mai importantă școală profesională în sistem dual și avem 11 și nu una singură. Și atunci, totdeauna, ei vin la Brașov cu gândul să se stabilească aici și să rămână aici pentru o perioadă îndelungată. Nu avem firme care au plecat din Brașov, avem firme care doresc să vină. Din păcate, municipiul Brașov nu mai are teren pentru a dezvolta, însă în jurul Brașovului, în zona limitrofă, sunt parcuri industriale, sunt terenuri unde se pot dezvolta chiar greenfield, firme noi care vor să vină în Brașov. Și așteptăm atât pe firmele din România, cât și firmele internaționale. Mediul economic brașovean este în creștere, este informat, îi lipsește ceva ca să devină mai îndrăzneț să plece din Brașov și să mai, să zicem noi, să popularizeze țara asta sau poate chiar Europa cu afacerile brașovene? Produsele de la Brașov sunt recunoscute pe plan mondial. Spunem asta și nu spunem anul acesta, am spus-o an la rând. Că aproape toate mașinile care se produc în Europa au cel puțin o componentă la Brașov. Lucrul acesta se întâmplă și pe partea de aviație. Aceste două domenii sunt foarte importante pentru industria brașoveană și căutăm firme din domeniul acesta pentru că cele care sunt la Brașov le dau încredere că aici se pot dezvolta. Pe viitor, industria de apărare și, bineînțeles, industria farma sunt industrii atât pe care le-am dorit să vină la Brașov, pentru că sunt industrii care au valoarea adăugată foarte bună, sunt industrii curate și într-o plină dezvoltare. Abia așteptăm. Cu cât mai multă lume venită prezentă, avem și o creștere frumoasă și a celor care vin în turism. Au crescut și numărul de turiști la Brașov, datorată multor factori care au venit în beneficiu Brașovului. Ne dezvoltăm și pe partea asta? Cu cât vin firme mai mari la Brașov, cu atât mai mult și firmele mici din Brașov se dezvoltă, pentru că sunt partenerilor, sunt subcontractanților. Nici o firmă nu vine aici să lucreze singură. Își caută tot timpul pe piața locală parteneri și piața brașoveană, industriile mici, micro-întreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii, sunt întotdeauna partenerii de încredere ai firmelor mari și foarte mari din Brașov. 31 de ediții. La ultimul interviu vă întrebam dacă recunoașteți firmele care aveau 30 de ani de activitate. Acum, astăzi, în seara aceasta, la decernarea premiilor, am văzut foarte multe firme care au sărbătorit 30 de ani de existență. Ne bucurăm de consecvența lor și dorim, bineînțeles, și altora să le împărtășim secretul. Care credeți că dumneavoastră a fost secretul firmelor brașovene în longevitatea lor? Mamă, ce bine am dat-o pe asta! În longevitatea lor, firmele brașovene, cele care au 30 de ani, nu mi-aduc foarte bine aminte care sunt, dar cred că au făcut un schimb de generații. Okay. Deci nu mai întâlnim la cârma acestor firme oameni care au început afacerea acum 30 de ani. Sunt generații mai tinere,
sunt copiilor, sunt rude apropiate, sunt afaceri de familie, sunt afaceri care cu curaj pornesc înainte, îndrumate, supraveghete, bineînțeles, de cel care a întemeiat firma. Aceasta înseamnă dezvoltarea unei societăți. O firmă nu trebuie să o lași să moară, să îmbătrânească, trebuie tot timpul să-i aduci resursă umană tânără, atât în conducere, cât și în dezvoltare, în partea de marketing, de IT. Aproape toate firmele din Brașov se bucură de absolvenții Facultății Transilvania, care sunt niște absolvenți aproape pe toate domeniile, și Brașovul le asigură un loc de muncă bun și la calitate și performanțe occidentale. Deci ceea ce oferă firmele din Brașov astăzi, chiar dacă nu oferă salariul la nivelul Occidentului, dar locurile de muncă sunt la fel de bine pregătite profesional. Avem cumva o statistică, să zicem, mai proaspătă. Brașovul s-a ridicat undeva la nivelul celor mari în ultimii ani și acum suntem undeva peste anumite orașe, nu putem să ne lăudăm în interviuri, dar asta vine cumva și din comunicarea asta. Cât de important a fost de-a lungul timpului această relație a dumneavoastră cu mediul de afaceri? Cât de mult au venit ei deschiși sau cât a trebuit să-i convinge să devină deschiși în mediul ăsta de afaceri? Au venit oamenii deschiși sau i-ați ajutat să devină deschiși? Fără lipsă de modestie, ați putea spune că este și una și alta. Bun. Și noi mergem către companii și sunt și companii care vin către noi și ne cerem scuze că n-am ajuns noi înaintea lor. Apropo de lăudat, nu știu de ce nu puteți dumneavoastră, eu pot să mă laud că Brașov este pe locul 4. Păi nu trebuie să zic eu că n-am statisticile, le aveți dumneavoastră. Eu sunt reporterul care trebuie să întrebe surd sau oficială. Dumneavoastră știu surd sau oficial. Și îmi pare rău că suntem numai pe locul 4. Doamne ajută, ne vedem pe unul. Au fost perioade cu mulți, mulți ani în urmă, când eram, să spun așa, inima, motorul industriei din România. Am pierdut produse, am pierdut industrie grea, dar vom reveni din nou. Sper că anul viitor să mai creștem un loc și să trecem peste Cluj, peste Timiș, peste București și să ne îndepărtăm de cei care sunt pe locurile următoare, pentru că trebuie să fim conștienți că nu numai noi ne luptăm să avansăm, sunt și toate județele și vor să-și păstreze, vor să câștige un loc mai sus. Asta ajută la încrederea investitorilor care vin în Brașov și cei care sunt deja din Brașov. Când stai într-un oraș așa frumos cum e Brașovul și cred că aici nu avem concurență, nu avem cum să pierdem orice competiție cu celălalt oraș. Am mai câștigat și ceva, vorbim la următoarea emisiune. Mai nou avem City Break-uri care se fac de la Brașov și sunt foarte bucuros și eu am făcut unul. Și mă simt atât de odihnit când mă întorc în concediu, când fac 1000 de ore pe drum. Și cred că asta e liniștea care va doini acum peste sărbători. Oamenii au devenit din nou mult mai calmi pentru că au, cum zicem noi, la botul calului tot ce le trebuie. Cred că asta va fi power play-ul și vom crește din nou financiar pe partea asta, pentru că un om fericit este un om care poate să lucreze liniștit. Ați lucrat liniștit? Lucrați liniștit și la anul? Lucrăm, nu pot să pun ghilimelele, lucrăm liniștit și la anul. Sunt anumite îngrijorări. În mediul de afaceri, toată lumea e conștientă, fiecare conduce o afacere, știe că trebuie să ai și venituri înainte să faci niște cheltuieli. Să vedem veniturile, sper să nu fie numai de pe umerii mediului de afaceri, să fie și prin reducerea cheltuielilor bugetare, să contribuim cumva cu toții la reducerea cheltuielilor și să contribuim și cu toții la creșterea veniturilor. Doamne ajută! Vă mulțumesc foarte mult de interviu, ca de fiecare dată am zis că îl facem scurt, a ieșit destul. O voie bună, domnul... Da, sper că n-am plictisit și le mai urăm numai sărbătorii fericite tuturor, un an mai bun și gândul cel bun pentru următoarea perioadă de timp, astfel încât în anul viitor să intrăm cu toții cu fruntea descrețită și optimiști, așa cum ar trebui să fim de fiecare dată. Ascultați-l, știe ce zice. Vă pup, la revedere!